Bună ziua, bună ziua, dragi prieteni din Berbec, haideți să facem horoscopul pentru dragoste, pentru dumneavoastră, pentru luna mai. Voi face horoscopul pentru dragoste special, doar cu aceste cărți, vreau să spun. Să vedem ce pot eu să vă citesc. Unde să vedem? Așa. Prima carte care mi-a ieșit pentru Berbec în dragoste este Transformarea. In-in, divorțul sau separarea și independența. Haideți să vedem ce înseamnă. În general, dacă citim toate cărțile, înseamnă că între parteneri este o iubire foarte mare. Vă simțiți poate unele doamne nemulțumite, dar din cauza că poate partenerul are în această lună prea mult de lucru sau partenera și nu vă dă atenția de care dumneavoastră aveți nevoie și dar văd, înseamnă foarte multă dragoste și relația va fi de durată. Dacă vă gândiți la cineva din trecut, acea persoană nu știe ce vrea de la tine, în orice moment te poate căuta, îți poate scrie. Nu știi la ce să te aștepți de la această persoană sau vine la tine când nu te aștepți și este nesigur, nu știe ce vrea, da? Dacă te gândești la cineva special, înseamnă că pe zi ce trece această persoană este mai departe de tine. Dacă te gândești la cineva din trecut, da? Se va întoarce această persoană. Mai poate însemna că cineva ești interesată sau interesat de cineva din trecut sau îți amintește acea persoană de care ești interesată de trecut și parcă ți se întâmplă aceleași lucruri ca în trecut și acea persoană, să știți că are intenții bune, o văd cu intenții bune, o văd inocentă, ai putea avea o relație cu ea sau cu el, dar depinde de tine. Din partea lui sau a ei o văd o relație, deci văd un interes. Dacă sunteți singuri, văd că ați avut un trecut greu, ați lăsat ceva în urmă, dar veți trece pagina. Cineva se apropie de tine cu seriozitate și vrei pe cineva nou, dar din cauza că vrei pe cineva nou, diferit de ce ai avut înainte, de aceea e greu să faci o relație, să ai o relație serioasă cu cineva. Dar cu această persoană cu care te interesează și acea persoană o interesezi foarte mult, văd că vei avea o relație, reuniuni, prieteni, familie, distracție, mișcare în acea relație. Haideți să vă spun carte pe carte. Cartea aceasta înseamnă o transformație, da? Cum și scrie transformație. În transformare, o perioadă cheie în viața ta. Îți este frică să nu pierzi pe cineva sau să fii înșelată sau ești tu care nu mai vezi niciun viitor în relație pentru unele persoane, da? Nu ești sigur dacă ești pe drumul cel bun, dacă ești cu persoana cea bună, simți că ceva este pierdut în relație, poate nu mai crește relația, dacă nu face schimbări, atunci se poate ca circumstanțele să vă oblige să faceți acele schimbări. Poate partenerul va găsi pe altcineva și va veni și va spune am pe altcineva, dar dacă se întâmplă așa ceva, nu se întâmplă din întâmplare, nu. Deci asta se întâmplă pentru că ceva nu a mers în respectiva relație. Să nu stați într-o relație care nu vă face fericit. Dacă
tot transformația. Înseamnă că dacă partenerul sau partenera nu vrea să facă schimbări pentru relație, atunci este mai bine să mergi pe propriul drum, să nu te gândești la altcineva, la el sau la ea. Dacă in-in înseamnă că poți să îți realizezi visele, ești foarte romantic, romantică pentru alte persoane, da? Totul este în ordine, vrei să fii și Afrodita și mama, da? Deci dacă îmbini aceste două femei, mama și Afrodita, deși în dragoste să fie ok, atunci vei avea succes. Mai poate însemna și sfârșitul unei relații, această carte, Scheiding, că înseamnă despărțire, da? Simți că e sfârșitul unei perioade, orice sfârșit are și un început, o nouă relație sau transformarea unei relații actuale va avea loc, multe certuri, unii sunt părăsiți sau ei sunt cei care părăsesc, aveți de mult timp multă nesiguranță în acea relație, da? Vrei să fii independent, vrei libertate și vrei și relație. Te gândești că partenerul sau partenera nu te mai iubește dacă faci ce îți place, pentru că te vezi o singură persoană cu acel sau acea parteneră, dar nu vrei să faci ceva fără aprobarea lui sau a ei. Dacă faci așa, îți pierzi autonomia și independența, spune această carte. Și nu trebuie să-ți pierzi independența de dragul unei relații, aparent bună. Dacă este o dragoste adevărată, acea dragoste poate crește doar acolo unde cei doi își acceptă singularitatea și libertatea. Nu trebuie să te comporți după proiectele lui sau a ei, da? Este important să poți lua propriile decizii într-o relație. Cam atât pentru Berbec. Pentru luna mai în dragoste. Eu vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune!